Salut și bine te-am găsit din nou pe acest canal. Numele meu este Rex, după cum bine știți. Astăzi vă arăt un tutorial al tricului Hunter Lighthouse, care arată cam astăzi așa în Nankin Dama. Ok, așa e mai bine. Pielea goală. 3, 2, 1. Ok, așa e mai bine. Hai să vă arăt cum se dă și Hunter Lighthouse. Deci Hunter Lighthouse arată cam așa. Da, deci cam așa arată Hunter Lighthouse, deci puteți dați in, flip, tot ce vreți voi. Înainte să înceapă tutorialul, stați puțin că mi-e sete. Ok, mult mai bine. Deci, ca să puteți să dați Hunter Lighthouse, trebuie întâi să dați Lighthouse ca să puteți ști să vă țineți echilibrul pe pilon. Hai să vă arăt. Lighthouse arată cam așa. Să știți, uitați, eu mișc așa bine mâna și tot îmi stă pe Lighthouse ca să știți să-l dați. Și după aceea țineți chenul, uitați așa de aici, cu cele două degete aici, degetul mare aici, cupa mare să fie în jos. Și dați ca la lunar, știți că cum v-am mutat la lunar, îi dați așa un pic de vânt ca să se întoarcă, să vină, uite așa, așa să iau o curbă, îi dați așa cu degetele. Și la fel faceți, în loc să o trageți așa, îi dați, trageți mai tare ca să se dea peste cap și el o să pice automat așa. Deci, încă o dată, țineți așa, îi dați ca la lunar, trageți mai tare ca să se dea peste cap și automat el o să vină așa pe lighthouse. După aceea vă țineți echilibrul, dați flip-uri, tot ce vreți voi. Da. Deci încă o dată, repede, țineți așa, dați ca la lunar, trageți tare, pică pe lighthouse, dați in și gata. Sau ce trick-uri vreți voi. Deci da, cam atât vă și pe acest tutorial. Eu am fost Riot, scrieți-mi în comentarii ce, la ce trick-uri mai vreți să fac tutorial. V-am salutat. Salut!